HCM Râmnicu, Vâlcea și Universitatea Cluj sunt vecine de clasament. Oltencele pe poziția a noua, Ardelencele pe un loc mai jos. Elevele lui Constantin Ștefan vin după o victorie mare la Zalău, în timp ce clujencele au pierdut pe propriul teren în fața campioanei CSM București. Oficialii și handbalistele de la HCM speră ca tribunele Sălii Traian să fie pline la ultimul meci oficial al acestui an. Am avut un meci foarte bun la Zalău. Într-adevăr, fetele au jucat ceea ce le-am cerut, ceea ce pregătim de când am venit la Vâlcea. Au avut determinare, au avut agresivitate în apărare și un joc foarte bun în atac din punct de vedere tactic. Ne-am dorit foarte mult victoria și ne-am concentrat foarte tare pe ce avem de făcut și cred că am avut și noroc. Am respectat tot ce ni s-a spus pentru meciul ăsta. Ne-a ieșit, am prins zi bună și noi și poarta și a fost o zi potrivită să câștigăm. Echipa vâlceană de handbal a acumulat până acum 15 puncte după un bilanț negativ, 5 victorii și 7 înfrângeri. Obiectivul formației este poziționarea în prima parte a clasamentului Ligii Naționale.